Dacă mă caut în portofel, ia, am de curiozitate, am bani în portofel, sincer. Pe cuvântul meu de om, a, bine, am un milion că trebuia să plătesc, dar dacă n-aș fi avut milionul ăla, aș fi avut 2 lei, legit. Salut, sacalilor, ce faceți? Majoritatea dintre noi îl știm pe MrBeast, dar pentru cei care nu îl știu pe MrBeast, MrBeast este cam cel mai mare YouTuber din lume. Ca să înțelegeți la ce nivel a dus contentul, omul are 316 milioane vizualizări la un clip de entertainment, bă. Și pentru că am văzut că intră în trending de fiecare dată și în țara noastră, am zis, bă, hai să reacționez la un clip de-a lui MrBeast. Și aveți codul SNICK pe Foodshop, 10% reducere, codul SNICK, 10% reducere pe Foodshop. Bam, uite, tricoul ăsta îți place, e fain, îmi stă bine, șapca la fel. Poți să zici ce vrei tu de pe Foodshop, codul SNICK, 10% reducere. Și trecem la clip. Ia să vedem. Mamă, frate. Frate, voi vă dați seama. It's not going down easy. Give the orders. Large cheese. I hate you. Send the train. Train us. Frate, tu-ți dai seama cum și-a luat un tren? Frate, cât de tare să poți să faci așa ceva? Bă, ești prost. Și testează o grămadă de chestii de astea. Bă, fraților, dacă ai idee, dinamica videoclipului, cum nu există intro, cum există doar bam, 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 chestii care costă bani, bani, bani. Bă, cine nu s-ar dori să participe pentru clip de-a lui MrBeast, știți cum el, că dă 10.000 de dolari la pe cine vede pe stradă, cine asta. Bă, dar să fim sincere, tu să investești atâta în clipuri, cum să nu fii absolut deloc calic. Bă, câți bani ai face tu, în loc să-i păstrezi tu-i bag, bă, pe toți în clipuri, bă, câte milioane de euro costă trenul ăla? Și n-ai de tren, veri, nu mai zic nimic. Yeah. Sper că n-are copyright atâta tot. I think it's gonna jump all 12 and go into the woods. Okay. It's coming. Nu mai zic nimic. Da, ce tare! Holy crap! Da, ce-mi place! Now let's do it, but with the jet engine. I may have forgotten to mention that the first part was just for reference. This is the real experiment. Here it comes. Stai că lasă, eu pus un trajet de ăla. Bă, dar și cum a făcut să nu conducă nimeni? Oh, ești prost la cap. Fraților, dar ca idee, îmi cer scuze că opresc. Bă, cât de tare este să poți să faci asta în țara ta, bă? Când vreodată ai putea să faci așa ceva în România? Când vreodată? Dar nu neapărat când avem chestii, dar unde în țara asta găsești să aduci tu de-astea? Omul, eu construiește piste și cumpără trenuri și eu filmez pe trei cărți încă. Ca idee, eu stau la un birou prins așa într-un ca de lemn, l-am mai prins, o mai căzut, așa, să mișc astea. Omul meu dă cu fuel jet de ăsta, cu mașini piste autobuzi. Hai să vedem. How did you keep doing that? Hey, Jimmy. Yeah? You can't park here. For our next experiment, we have 1 billion Orbeez. That's a lot. We're gonna drop Tariq's car from this helicopter. Men, cine-i scrie ideile? The only problem is, we haven't told him yet. Can I borrow that camera real quick, Tariq? What do you think that is over there? Yo, that's my car. That's my car. This is your car in the parking lot. Efectiv să-mi ia Volvo așa pe sus. Parked my car earlier today. M-aș căca în el de Volvo. Vorba aia că... Da. Okay, if I know Jimmy, he's just gonna lower it nicely. Oh, really? Move it higher. Yeah. Keep going. A little higher. Să vedem dacă rezist. That's good. Bă, chiar ești foarte curios. Mamă, mă are elicopter. Ia! Ce? Bro, that was a perfect landing. That was better than he. Men, să-mi văd Volvo, așa ești prost. Car survived. Open the floodgates. Man, what the fuck? Un milion de Orbeez. Bă, dar nici n-am cuvinte, ești prost. Să-mi văd Volvo așa, fraților, nu mai zic nimic. Hey, tell your bumper to watch out, it almost bumped into me. Și bă, s-a distrus așa de la...
Like, you don't even really need this. What the fuck? Așa tare s-a distrus? Vă vedeți seama câtă forță are apa aia, de fapt? This wasn't even Tariq's car. We picked up his car from the parking lot, dropped it in the middle of a random field, picked up a replica of his car, and then dropped that in Gordy's. What is happening? This is not my car, actually. No, it's a replica of your car. Your car is in the field over there. I don't like you right now. And now we're back at the train, and we're gonna see if these semi-trucks can stop it. These semi-trucks are massive. They're so big that an echo if I talk in that direction. Raise your hand if you think the train will win. Me. Frate, nu vă supărați, dar aș putea și eu să fiu prietenul acestui om, gen... Să fiu așa prietenului, sincer. Nu neapărat ca așa, dar să nu ne judecăm. Ce suntem noi să judecăm, dar nu, să ne gândim așa, cercul nostru de prieteni. Da? Ce faci tu cu prieteni? Ce faci? Te duci până la mall? Asta faci? Mergi și bei o cafea cu ei sau ce faci? Mergi în parc și mănânci semințe? Ce faci? Să ce faci asta cu prietenii lui? Sincer. Bă, oare ăștia care filmează cu el au tot atâția bani? De curiozitate. De curiozitate, înainte să termini clipul. Ia. MrBeast Network. Ia să vedem. De curiozitate, cam câți bani să zici care avea MrBeast? Hai să vedem. Cine a zis, bă, că are 25 de... Cum să aibă, bă, 25 de milioane? Ia, yeah, is MrBeast actually 1.5 billion dollars? Hai că n-are cum să moare dacă nu. Bă, deci efectiv este imposibil, numai din YouTube faci vreo 4 milioane de dolari pe lună. Numai din videoclipurile de pe YouTube ești prost. Păi mai dă și aia bani care fac o lea, face o promovare de asta, îți dai seama că cred că sub 1 milion nu ești prost. Uite-o lea că zice că a făcut 500 de milioane, tu îți dai seama să ai 500 de milioane de dolari. Dumnezeule, Dumnezeule, dacă mă caut în portofel, am de curiozitate, am bani în portofel, sincer. De curiozitate, cât am? Pe cuvântul meu de om, bine, am 1 milion că trebuia să plătesc, dar dacă n-aș fi avut milionul ăla, aș fi avut 2 lei, legit. Deci pe cuvântul meu de om, că na. Și măcar nu știu dacă s-ai mei, dar aveam 2 lei, și prost 2 lei. 2 lei și omul meu are 500 de milioane. Hai să termine videoclipul, oricum prea tare, bă, sincer, mi se pare. Nu, dar să ai așa buget pe videoclip. This Spider-Man suit was made by Jay Laser, and the highest he's climbed with it was 200 feet. Dave's going to climb 200 feet and then climb 200 feet again up this massive skyscraper. This is nuts. Bă, dar s-ai tupeu să faci așa ceva. He's right there. Wait, he's actually... Moș, no, mero. No, I want a picture. I don't know how far I am. I'm not going to stop till I'm finished. What, e greu, bă? He's literally outside the building window right now. Hey! Hey! What the fuck? You're halfway there! Sound like I said halfway? This is insane. Starting to rain a bit. Rain's really coming down. Men pe ploaie, omul meu urcă. Na, m-aș căca pe mine, ce ai? Oh, wait, did the suit stop working? Dave, do you want us to let you down? I'm good. I've been... Bă, dar nu-i ud? I've been a Spider-Man many times, and I don't give up. Oare câte-o fi dalul ăsta? It looks like he's got it working again. Bro, how's he doing this? Na, omul meu este altceva, legit. This thing ain't over. Just looking over the ledge to see him terrifies me. There's a reason this guy stunt doubles for Spider-Man. He's almost there. Băi, ești prost. Urcatul meu. Dave, 400 feet. Oh, he did it! Oh, here's $10,000. Holy crap! You deserve this. When's the next Spider-Man movie? I can't say. Zice Betsy. You've all been waiting for. Pentru 10.000 cred că m-aș urca și eu, ești prost? Versus the Lamborghini. Let's see how flat it can get. And just like throughout this video, the boys are gonna see if their mannequins. Aolo. Deci cred că mă doare suflet. Bă, veri, dă-mi mil mie, mă. The hood is the safest spot in a car. I'll guard you, Carl. Bă, efectiv, oamenii mei, zis sus un Lamborghini, ești prost? Bă, nu, mă, bă, dă-mi mil, mă, mie. Bă, dă, ha, mă, dă-mi mie să mor eu. Dar de ce ai făcut asta? Dar de ce s-a dus așa 250.000 de euro instant? Ce să mai work very, că mie nu mai mi work mi inima de durere. Efectiv. Ce atrage băieții? Și gata? Frate, omul efectiv a explodat un Lamborghini și a închis videoclip, ești prost?
Da, bă. Nu, deci eu efectiv sunt șocat. Efectiv sunt șocat. Să știți care e treaba, e tare că, bă, nu are o nișă pe care, nu știu, nu are o anumită vârstă, că uite, poate sunteți și voi, sunt și oameni ca mine, bă, la 22 de ani care, bă, sunt prea tari chestiile astea, m-aș uita la așa ceva și mă uit la așa ceva. Genomul e foarte creier, bă, că prinde și copii și oameni mari și oameni maturi și de toate felurile, știi? Cam asta a fost videoclipul. Nu știu dacă am mai făcut reacții la chestii din afară. Dar urmează de Crăciun reacția adevărată. Să mă urmăriți pe Instagram la Sticule, să-mi scrieți acolo pe Insta, dacă aveți videoclipuri de reacții pentru reacția de Crăciun. Eu oricum am ceva pregătit, dar nu vă zic, vă las să mai trimiteți voi în caz că aveți ceva mai tare. Și ca de fiecare dată, eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Pa, bă!